Doamna președintă, doamnelor și domnilor consilieri județeni, domnule prefect, onorată asistență, nu sunt în cea mai confortabilă situație din viața mea, în sensul că partea asta, încărcătura asta oficială, mă pune într-o gardă specială și mă gândesc că lucrurile pe care care trebuie să făcut cu adevărat, sunt, țin de oameni. Și mă gândesc că ar trebui să jurăm cu mâna pe Biblie și pe Constituție, spunând că jur să pun interesul public în fața interesului meu personal. Când țin mâna pe Biblie, parcă ceva mă încălzește, sincer. Pentru că cred că legătura noastră cu Dumnezeu se face astăzi prin, sau într-un jurământ, legătura cu Dumnezeu o faci și prin această atingere a Cărții Sfinte. Sunt un om care lucrează în echipă. Eu sunt o raritate în business-ul românesc. După 30 de ani să ai aceeași asociație. Să pornești când n-aveai nimic și atunci să fim patru oameni bogați, să fim atât de prieteni. Cu acest principiu, cu această stare mea de om muncitor, vreau să mă înțelegeți că am nevoie de echipă. Nu o să spun nimic despre planurile mari sau planurile mici, sau intenție de a face ceva pentru județul Botoșan, spun doar că oamenii sfințesc locul și că doar echipa face putere. Nu contează culoarea politică, în opinia mea, contează intenția, viziunea și respectul față de cei pe care îi reprezinți. Nu înțeleg de ce într-un consiliu județean cele două tabere sunt depărtate, cele două partide sau trei sunt așa separate. Să nu copiați unele la alții, adică de ce nu suntem împreună? Pentru că, la urmă, judecăm pe aceeași măsură. Uneori mi se pare absolut aberant ca cineva să o pună la un proiect vizibil sau care face bine comunității. N-am înțeles niciodată structura asta politică, dar sper să o înțeleg și dacă nu o înțeleg, sper să o schimb. Vă propun un președinte care respectă oamenii, vă propun un președinte care nu trebuie să certe pe nimeni, vă propun un președinte care așteaptă respect pe măsura respectul pe care îl oferă sau pe celorlalți. N-am făcut un riguros al programului, am crezut doar că bunătatea vine din oameni, am crezut că și cred cu desăvârșire că lucrurile bune vin de la Dumnezeu și mai cred cu desăvârșire că doar respectul și iubirea aproapelui este măsura supremă a omului integru. Pentru mine, funcția de președinte al Consiliului Județean, în afară de faptul că mă obligă să fac ceea ce poate nu s-a făcut de mult și fără să mă uit în spate, o să văd doar în față astăzi. Am timp să analizez tot ce s-a făcut, tot ce nu s-a făcut. Dar cel mai important lucru ce putem face de aici încolo. Vă cer sprijin, vă cer echipă. Știți foarte bine că Botoșaneu este un județ care are nevoie de suport politic, are nevoie de suport economic și are nevoie de un quorum, de o viziune comună a celor care conduc județul și a celor care ne vor reprezenta județul în Parlament și în, eu știu, în executivul țării. Din acest motiv, cred că echipa este succesul. Echipa și oamenii pe care creează această echipă trebuie să mă înțeleagă că o să cer doar atenție, o să cer performanță, iar cei care simt că nu o să poată, am să-i rog din momentul ăsta să ceară pauză. Pentru mine, vă declar în mod deschis. O să mă gândesc în mod continuu
la cât putem face mai bine pentru oameni pe care îi reprezentăm. Știu că avem o misiune complicată și știu că avem o misiune grea, știu că sunt soluții și știu că împreună putem face multe lucruri. Vă mulțumesc pentru... Mulțumesc celor care mi-au dat votul. Vă mulțumesc celor din sala asta. Vă cer o dată echipă, vă cer colaborare și vă spun că împreună putem face lucruri minunate. Vă mulțumesc mult!